Vă rog, domnule senator. Mulțumesc, domnule președinte. Titlul declarației politice, adunarea poporului în Kazahstan, model unității și armoniei interetnice. Domnule președinte, stimați colegi, membrii Comisiei Române de Pretutindeni din Senatul României au avut în data de 3 martie o întrevedere cu excelența sa, domnul Daluet Batrasaev, ambasadorul Republicii Kazahstan, și o delegație a Parlamentului Republicii Kazahstan condusă de domnul Serik Akilbay, președintele Comisiei de Legislație Constituțională, Sistem Judiciar și Organe de Aplicare a Legii din Senatul Republicii Kazahstan. Discuțiile au vizat tendința ascendentă a relațiilor de Kazahstan și România, precum și situația comunității românești din Kazahstan, în contextul în care la recensământul din 2010 în Republica Kazahstan, în grupa etnică român-moldoveni, s-au înregistrat 21.054 de persoane. După întrevederea cu delegația din Republica Kazahstan, am participat la conferința cu tema Adunarea poporului din Kazahstan, model unității și armoniei interetnice. Conferința organizată în parteneriat cu Camera Deputaților, Ambasada Republicii Kazahstan în România și Institutul de Relații Internaționale și Cooperare Economică. Adunarea poporului din Kazahstan, constituită de către președintele Republicii Kazahstan, este o structură de stat ce apără drepturile tuturor minorităților naționale. Republica Kazahstan este casă părintească pentru reprezentanții 140 de grupuri etnice și a 17 confesiuni religioase. De aceea, instituția Adunării Poporului din Kazahstan este un unic exemplu de consimțământ intercultural, interconfesional și de asigurare a toleranței. Anul 2015 marchează 20 de ani de la înființarea Adunării Poporului în Kazahstan. Modelul kazahstanez de integritate, unitate, pace și înțelegere reprezentând la ora actuală un model pentru întreaga lume. Președintele Republicii Kazahstan îndeamnă poporul către unitate și stabilitate. Citez. Înțelegerea dintre persoane de etnii diferite reprezintă oxigenul vital. Trebuie să avem singuri grijă de unitatea noastră și de înțelegerea dintre etnii. Încheie citatul. Un discurs din care se pot inspira și liderii altor țări, întrunirea poporului Kazahstan devenind un model euroasiatic unic de dialog al culturilor. Am fost surprins de numărul mare de români care trăiesc pe teritoriul Kazahstanului. Majoritatea acestora provin din regiunile istorice românești Basarabia și Bucovina de Nord, astăzi trăind dispersate în regiunile din nordul Kazahstanului, regiuni unde au avut loc deportările și trimiterile la muncă forțată de către regimul sovietic în perioada celui de-al doilea război mondial. Complet integrați în viața Kazahstanului, românii se bucură de reprezentare în adunarea poporului din Kazahstan, au înființat societăți culturale românești ce beneficiază de sprijinul statului kazahstanez pentru a-și păstra specificul național, tradiția și limba. Kazahstanul i-a primit pe români prigoniți de regimul sovietic, le-a oferit dreptul la educație și locuri de muncă. Românii pot vorbi liber limba română și pot apăra interesele și pot păstra nestegheriți tradițiile. Dacă punem în discuție Ungaria, Ucraina sau Serbia, remarcăm faptul că minoritatea română nu beneficiază de drepturile pe care Kazahstanul le garantează minorităților sale și sper ca în viitor astfel de state să se inspire din modelul kazahstanez de asigurare a armoniei interetnice și interconfesionale. Comunitatea românească este una reprezentativă, păstrează frumoasele noastre tradiții populare românești și beneficiază de ospitalitatea kazahă. Încheie declarația politică, mulțumim pentru acest sprijin constant acordat minorității românești din Kazahstan și apreciez relația bilaterală în acest sens ca fiind una exemplară. Senatorul NPR de Bacău, Marcel Bujor. Vă mulțumesc!